Bine ați revenit pe canalul meu! Pentru astăzi v-am pregătit un review slash recenzie pentru produsele Gero Vital. Am 4 produse despre care o să vă spun părerea mea, cum au funcționat pentru mine, dacă mi-au plăcut sau nu. Așa că să începem! Prima dată vreau să vă arăt kitul tratament pentru regenerarea părului. Eu am mai folosit acest produs acum 3-4 luni. Nu am luat un kit întreg, aveam câteva rachetele din astea mici de la sora mamei, pentru că ea le folosea, eu nu le foloseam înainte și tot mă plângeam la ea cum cade părul, nu știu ce, și a zis, uite, eu încerc câteva din astea și mi-a dat 4, dar un kit întreg vine cu 10, 5 la fund și 5 deasupra. Vine cu un cartonaș pe care vă arată alte produse din gamă, șamponul cu petrol, mască pentru păr degradat, șampon, serul pentru vârful pe care l-am și l-ador, îmi place foarte mult. Ce mai e? Șampon antimătreață și loțiune antimătreață, nu prea am probleme cu mătreața. Vă spun aici în 11.000 de limbi cum se folosește și aveți un mic desen într-o parte, practic rezumatul la tot ce scrie aici. Ok, fiecare pachetel are 2 fiole, una mai mică și una mai mare. Fiola numărul 1 are 5 ml și fiola numărul 2 20 ml. Trebuie să le luați, le rupeți partea asta de sus, le amestecați într-un borcănaș, eu folosesc paharul acesta. Le amestecați până se formează așa o textură de gel. Și apoi o puneți în păr de sus, de la rădăcină până la vârfuri, masați, eu folosesc o perie de păr ca să distribui produsul uniform peste tot. Ei spun să o aplici pe părul curat, de la rădăcină până la vârfuri, să o lași 10 minute să acționeze și apoi să o clătești bine. Eu nu o aplic pe părul curat pentru că mi se pare aiurea să o aplici pe părul curat și apoi să te speli din nou. O aplic în ziua în care mă spăl pe cap și o las cam jumătate de oră, o oră, nu o las doar 10 minute, pentru că nu mi se pare că își face efectul atât de repede. Și apoi mă duc și mă spăl pe cap. Așa o folosesc eu, dacă vreți puteți să o aplicați pe părul curat și apoi să vă spălați din nou. Singurul dezavantaj, dar nu e chiar un dezavantaj, doar un mic inconvenient, este că trebuie să le amestecați într-un recipient diferit, nu le puneți direct de aici în cap. Și trebuie să aveți un păhărel la voi, să le rupeți, să le amestecați. Eu doar fac așa la pahar și se amestecă singure. Da, acesta ar fi cam singurul inconvenient. În rest, sunt super faine, îmi plac foarte mult. Mirosul este foarte plăcut, miroase așa curat și a soluție de păr. Și da, chiar mi-au plăcut. Îmi place mult ambalajul, arată foarte profi și cum sunt ambalate aici. Câte 2 în fiecare pachetel. Chiar am fost foarte surprinsă și mi-au plăcut foarte mult. Vi le recomand. O cutie din aceasta mie mi-ajunge cam 2 luni și ceva, deoarece are 10 pachetele. Eu mă spăl o dată pe săptămână, deci cam 10 săptămâni. Și până și ei recomandă să folosiți tratamentul cel puțin 2 luni pentru a vedea rezultatele. Eu le-am văzut din primele 2 săptămâni și pot să spun că am rămas chiar foarte uimită. Și cu siguranță le voi recumpăra. Din câte am văzut în cealaltă cutiuță, mai au un alt ser, tot tip fiole, și sunt pentru cădere, exact pentru cădere. Acesta e pentru regenerare, adică toate problemele, dar este tratamentul acesta anticădere cu fiole, care stimulează, normalizează și protejează părul. Și spun ei aici că după 43 de zile vei observa o cădere a părului redusă cu 48%, ceea ce mi se pare wow și chiar vreau să le încerc. Bun, dar revenim la acestea, chiar mi-au plăcut și vi le recomand să le încercați. Cum am spus, ambalajul este on point. Ok, apoi am această cutiuță, acest set, care vine cu o cremă antiacneică și un gel spumant purifiant. Să vă spun părerea mea. În primul rând, îmi place enorm de mult ambalajul. Vine cu această carticică care mi se pare super utilă.
vă prezintă toată gama, vă zice ce face fiecare produs și vă explică fiecare produs. Mi se pare super fain această cărticică. Apoi, produsele. O să încep mai întâi cu gelul spumant de față. Eu îl folosesc ca un fel de cleanser pentru dimineață și seară. Este o consistență foarte lichidă. Mă așteptam să fie un pic mai gros, dar nu este ceva care să zic, mă deranjează sau nu. Doar mă așteptam să fie un pic mai gros. Și ce fac? Îl pun în mână, îl frec puțin, apoi adaug puțină apă și încep să mă frec pe față. Și se simte foarte bine. Simt că acționează după ce mă spăl pe față. Simt așa ca niște furnicături, ceea ce e de bine. Produsul are 200 de mililitri și zice că expiră după 12 luni. Nu o să ajunge să-l țineți 12 luni, pentru că dacă îl folosiți și dimineața și seara o să se termine destul de repede. Mie îmi place foarte mult, chiar o să-l mai recumpăr, dar nu imediat după, pentru că altfel tenul meu se obișnuiește. Vreau să pun un alt produs între și apoi îl voi recumpăra pe acesta pentru că mi-a plăcut. Și acum, produsul meu favorit, această cremă antiacneică, care este genială. O pun seara pe bubițe, exact pe bubița, nu o pun pe toată fața, doar pe locul problematic. Și până dimineață, vă jur, deci nu știu ce face, dar parcă absorbe coșul, îl trage efectiv. Aveam aici și încă l-am. Dacă ați putea să mă atingeți, ați simți că am aici o bubă imensă. Era uriaș, era ca un vulcan. Credeam că o să explodeze. Am pus această cremă pentru prima dată pe el, sperând că, hai să zicem, o să-l reducă cât de cât. A doua zi de dimineață eram, unde e vulcanul meu? A dispărut. Chiar am fost super încântată de această cremă. Își face efectul după prima utilizare. Nici nu mă așteptam. Aș fi zis că este o cremă care tratează bubițe mici, dar efectiv a mea, dita mai buboiul și aceasta a mers. Adică sunt foarte fericită. O folosesc în fiecare seară, nu numai când am bube imense, dar și pe acelea micuțe să nu le las să crească. Îmi place enorm. O ador, cu siguranță o voi recumpăra când se termină. Este destul de mare, are 50 de mililitri și e extrem de bună. Nu aveți nevoie de mult, doar puțin, luați un pic pe deget și puneți peste tot pe unde aveți probleme și vă asigur eu că până a doua zi 100% bubița va fi mai mică, dacă nu chiar inexistentă. Și am uitat să menționez că ambalajul este super fain. Pe o parte aveți crema antiacneică și vă zice așa pe scurt că reglează secreția de sebum, purifică, calmează, accelerează procesul reparator, foarte adevărat, și activitate antimicrobiană. Iar pe partea cealaltă este gelul spumant purificator care exfoliază, reglează secreția de sebum, nu știu dacă chiar exfoliază, dar reglează excesul de sebum și hidratează, foarte adevărat. Și pe spate vă explică mai mănunțit, ingrediente, bla bla bla. Chiar îmi plac ambalajele. Par așa, nu știu cum să zic, curate. Și se vede că se vând în farmacii. Nu sunt foarte pompoase ca cele care se vând în supermarketuri. Și acesta este un plus. Mi se par foarte elegante într-un fel, dar curate. Asta e cuvântul care descrie ambalajul. Și ultimul produs este o cremă de soare pe care am folosit-o de vreo 3-4 ori până acum. Cum vine vara, eu trebuie să folosesc o cremă de protecție solară cu factor de protecție foarte ridicat, pentru că am pistrui și dacă nu folosesc o cremă puternică, pistrui înnebunesc, apar pe toată fața și împreună cu acnea îmi fac fața să arate oribil, se vede ca și când aș avea o față pătată. Și plus de asta am și urme de la foste coșulețe care au vrut să-și lase o amprentă pe fața mea și arată totul oribil. Așa că trebuie să mențin pistruii sub control cu o cremă de protecție solară, dar de asemenea seara folosesc această cremă de la Farmec care este goală acum, pentru că am terminat-o. O să-mi recumpăr una, are 50 de mililitri și se numește cremă pentru pete și pistrui și albirea tenului. Foarte bună,
am observat că nu o folosesc într-o seară, a doua zi mă uit în oglindă și primul lucru pe care îl văd sunt bisturii care mi ies, îmi sară în ochi, ies foarte mult în evidență și îmi place enorm, jur, pe crema asta. Și împreună cu acesta pe care o aplic, înainte să-mi pun fondul de ten sau doar dacă nu port fond de ten, doar pe ea o pun pe față, mi se pare o textură foarte faină. Nu rămâne grasă pe față, intră foarte repede în piele, nu miroase, adică miroase a cremă de soare. Cum am zis, are factor de protecție 50 și este și rezistentă la apă, ceea ce este perfect. Eu o folosesc mai mult pentru zona feței, pe gât și pe piept. În rest, folosesc o cremă mai slabă, dar pentru aceste zone o folosesc pe aceasta. Mă așteptam ca la un factor de protecție atât de ridicat să fie foarte uleioasă, așa grasă, să rămână pe piele un strat din ăla enervant. Și mai ales când o folosești sub fondul de ten, vrei să intre complet în piele și să nu afecteze fondul de ten, ceea ce această cremă face și chiar îmi place. Deci o voi folosi toată vara cu siguranță. Mi-au plăcut foarte mult mai ales crema acneică, care acum este favorita mea, și crema de soare care intră foarte repede în piele, se simte foarte ușor pe față, practic nici n-o simți. Și cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut. O să ne vedem în clipulețul următor, care va fi cât de curând, pentru că aproape am intrat în vacanța de vară, asta înseamnă mai mult timp pentru filmat și pentru editat, adică mai multe filmulețe. Și da, sper că v-a plăcut și o să ne vedem curând. Pa!